În schimb, am parte de patru colegi extraordinare. Toate sunt coregrafe, în afară de a fi dansatoare. Ne înțelegem foarte bine, suntem o gașcă foarte mișto. Să spun că pe undeva fetele suplinesc lipsa colegilor mele, fostelor mele colege. Și suntem o gașcă mișto. Asta e foarte important. Vara asta n-am apucat să lansez piesă pentru că m-am ocupat mai mult de Glens în vara asta. A, deci te-ai ocupat de Glens? Deci el e produsul tău, practic. Da. Pentru Adina și nu am știut pe care să o lansez. N-au luat punctele, n-au luat punctele că nu s-au sincronizat la răspuns. El s-a ocupat, băia s-a ocupat. Deci, până la urmă, care e produsul cui? Cine pe cine produce aici la voi? Glens este la casa mea de producție. Eu sunt managera lui și impresara lui. Nu cred așa ceva. Nu există așa ceva, nu. Independent. În plan profesional. Tu ești impresara lui, deci da, da, da. Glens, tu ești, cum să spun, tu ești practic pe viață, ești... Și pe moarte. Ești luat așa, ești și pe moarte. Ești condamnat. La fel am făcut. Da? Prima dată când am ajuns la el în trupă, 10 ani contract. E sigur 10 ani, nu scap. Mama, nu cred. Dar ce credeți, a expirat contractul? Da, dar te-a făcut pe viață, de asta de groșuri. Da, 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 nu iau nici procent pentru că sunt banii la comun și nu fac ca ceilalți impresari care sunt. Și să promite că nici Dan nu face asta. Nu iei procentul nevastă, da, sigur, nu? 10 ani. Deci nu. Contract am banii la comun. Așa? Tare asta, tare. Era după 10 ani, renuire 20 de ani. Păi, păi da, da. Păi da, Dina, dar tu faci investiție dublă. Deci odată îl produci pe el, l-ai luat și de iubit ca să-ți întoarcă banii. Păi nu? Trebuie să le iei și de soț ca să știi adică sigur că banii la mântul. Păi trebuie să mă ceară de vasă. Cam asta e situația. Mersi, Mirela. Mersi că... Te-ai zis că ți-a pregătit contractul la lung și... Nu, spune fiecare zi alea patru neveste și am zis, mă, băiatele, nu există patru. Trei neveste vrei? Câte ai până acum? În afară de Adina, câte neveste? Câte n-am niciuna încă. Păi, dar nu vrei pe ea de nevastă și-ți mai ai încă două? Da, dar vreau să fac nuntă cu toate. A, toate odată și-ți mai cauți două acum. Chestie, da. Vrei brunete să sau o energie pozitivă tot blonde? Vrei tot blonde sau brunete? Nu contează. N-ai trei astea acum. N-am. Am înțeles. Wow. Orice de la Dumnezeu e bun. Oficial, la următoarea emisiune, noi nu vom mai veni, pentru că nu vom mai fi doi ca unul. Nu vom veni în doi și vom veni trei. O să fiți patru ca unul atunci. Auzi, Glens, dar o să ai trei soacre. Poți să trăiești cu ideea? Da. Ok, bine. Dacă celelalte două vor fi arăboaice și atunci soacrele arăboaice sunt mai ok, o să rămână acolo. Mai ok decât soacrele moldovence? Nu vreau să mă înțeleg. Păi asta ai zis? Nu-ți mai face mama plăcintă, nici ciorbă, nici nimic. Mama ei, dacă ar fi o soacră care să o doresc, chiar este mama ei. Am înțeles. Dar o nevastă pe care să o dorești nu este mama soacrei. Cum? Nu, lasă. Haideți să vă adică, dacă...